vreți să nu mai moară oameni pe șantiere? Desfințați inspecția muncii și creați alta cu alți oameni. Inspecția muncii e plătită cu milioane din bani publici și îi spun că nu pot face controle inopinate. Mergi pe stradă, vezi muncitorii fără cască și intri și ai temei de controle inopinate. Dacă vrei, dar dacă nu vrei, cauți scuze în lege. Probabil vine și ia niște bani de la șeful de șantier, la proprietarul construcției, milionar, cine o fi firma, ia de să vedem care, măcar bine care panou informativ. Probabil ia niște bani de la ăștia și tașe, la orice încălcare. Noroc, Costel, de 100 de ani nu te-am văzut. Alerg, ia ca filmez. Noroc. Tax, obiectivul cu tare. Ascom, e, tovarășul state, exploatezi sclavi, nu-ți pasă de legislația muncii, nu vrei să le dai căști la oamenii ăștia. De fapt, guvernul-i de vină. Jos leancă, jos guvernul, că permite încălcarea legilor în halul ăsta.